PSD au uitat un principiu de bază al democrației. Când guvernezi, o faci în primul rând pentru țară, nu pentru tine. Dacă nu este capabil să respecte acest principiu și dovedește în fiecare zi că nu este, să plece de la guvernare. Supărat tare președintele României Klaus Iohannis după ce Dragnea l-a sfidat încă o dată, Dragnea a spus că nu are niciun fel de intenție să modifice bugetul de stat, nici măcar o virgulă, și că nu are chef de mofturile președintelui Iohannis. A venit replica, a cerut celor de la PSD să plece de la guvernare. Evident că nu se va întâmpla lucrul ăsta în perioada imediat următoare. Cine știe, poate după alegerile europarlamentare, dacă invitații mei din această a doua parte a emisiunii vor reuși să dea jos guvernul. Îi spun bună seara domnului senator Adrian Țuțuianu, pro-România. Bună seara. Bună seara, domnule senator. Nicușor Dan, deputat independent, dar încă membru USR, obligat de evenimentele din ultima săptămână să revină în USR. Bună seara, Nicușor Dan. Bună seara. Chiar președinte al USR, da? Într-o anumită interpretare, tehnic, da. Sunteți în continuare președintele USR, da? Pentru că veți semna și ați semnat înregistrarea alianței și probabil și listele electorale, cum ne spuneați, dacă situația nu se rezolvă în instanță. O să vedem decizia ICCJ-ului pe contestație, care ea e definitivă și are putere de lucru judecat în continuare. Cine consideră instanța că este președintele USR-ului în momentul ăsta? Da. Sunt două interpretări. Foarte curios. O întreagă telenovelă la USR. Sunteți aici să ne povestiți mai multe. Răzvan Pișcă, deputat PNL. Bună seara, mulțumesc Bună seara. Pentru prezență. Așadar, încep cu dumneavoastră, domnule Țuțuianu. Ce e cu telenovela asta? Din nou îmi vine în minte cuvântul ăsta cu povestea cu bugetul. Trebuie să se mai întâmple ca să avem buget. Eu am impresia că Dragnea nici măcar nu-și dorește. Așa este senzația mea, că te diversează o poveste care are un interes aici. Sunt nevoit să-i dau dreptate președintelui Iohannis și nu pentru că sunt eu acum în opoziție, ci pentru că bugetul trebuia prezentat la 15 noiembrie în Parlament. Deci dacă calendarul era respectat, președintele Iohannis ar fi putut să exercite orice acțiune la Curtea Constituțională mai târziu de 15 ianuarie, 20 ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie, n-am fi putut să fim decât în situația de a avea un buget. Astăzi, România nu are un buget pentru că el nu a fost prezentat la timp. Nu are un buget pentru că, sigur, președintele a uzat de prerogativa constituțională de a ataca la curte pe motivele pe care le-a considerat ca fiind întemeiate. A uzat și cea de-a doua prerogativă, aceea de retrimiterea bugetului la Parlament pentru discuție, așa cum a spus domnul Dragnea, prin Parlament fără niciun fel de modificare. Rezultatul va fi că toate instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale vor avea bugete de-abia în luna aprilie. Practic, un trimestru și aproape jumătate din acest an nu a putut fi valorificat pentru a se realiza lucrările de investiții publice care sunt importante pentru toată lumea. Păi, tocmai și poate aici, că aici este cheia. Aici este cheia, pentru că nu au bani. Chestiune. Și ne convine situația asta, sigur, da? Sigur, și aici este una dintre explicații. Mai fac o precizare. Companiile naționale de regulă își adoptă bugetele după ce au loc adunările generale, undeva în luna aprilie-mai. Anul acesta, probabil, toate companiile naționale vor avea bugete de venituri și cheltuieli la jumătatea anului, ceea ce, iarăși, pune în discuție realizarea propriilor programe de activitate care este, într-un fel, convenabilă pentru Dragnea, pentru că am demonstrat și noi, a demonstrat toată lumea, o demonstrează realitatea economică, că bugetul este supraevaluat pe partea de venituri și că, ca urmare, nefiind veniturile prognozate, nu poți să faci nici acele cheltuieli, pentru că trebuie să existe prin lege echilibru între venituri și cheltuieli. Pro-România a votat împotriva acestui buget. Vom vota în continuare împotrivă dacă nu sunt aduse modificări și vă aduc aminte că am susținut două lucruri foarte precise. Numărul 1, să fie tăiată subvenția pentru partidele politice parlamentare, suspendată această subvenție în acest an și revenit la algoritmul de calcul anterior,
Și cea de-a doua chestiune, finanțarea proiectelor din Republica Moldova, lucru care era absolut necesar. Vedeți bine ce situație dificilă este politică acum și la Chișinău. Necesar din perspectiva intereselor noastre naționale. Asta cu partidele nu că aveați șanse, că PSD-ul este mufat bine acolo, dar măcar asta cu proiectele din Moldova, de ce n-au căzut la o înțelegere? Că până la urmă bugetele se negociază politic în Parlament și nu va să fie așa. Nu a existat. Eu sunt ceva mai vechi în politic. Am fost senator și în perioada 2009-2012. Cam de atunci s-au stricat lucrurile în ceea ce privește negocierea rațională, în interesul național, între partidele politice pe tema bugetului de stat. Dacă vă aduceți aminte, era atunci președinte al Camerei Deputaților, doamna Roberta Anastase. Roberta Anastase. Cred că toată lumea ține minte că într-o zi a mers la tribuna Parlamentului și a spus: domnule, nu am mai auzit de negocieri pe buget altele decât cele din interiorul coaliției de guvernare. Acolo se fac. Și avem exemplu cel mai bun de negociere cu UDMR-ul. Inițial UDMR-ul s-a poziționat critic față de bugetul de stat pe anul 2019, apoi UDMR-ul a primit niște compensații pe obiective de investiții pe care le au în județele de etnie maghiară și din momentul acela, sigur că și poziția UDMR-ului a fost alta. Și de fapt, ca să spunem lucruri pe nume, UDMR-ul este cheia stabilității guvernului. Deci PSD-iștii n-au dorit să negocieze, n-au vrut să aibă niciun fel de, cum să spun eu, de lejeritate în a accepta amendamente ale opoziției. N-au avut nici nevoie. N-au avut nici nevoie. Atâta timp cât UDMR-ul a fost convins să voteze bugetul, n-au avut nevoie să discute nici o țară fără bugete. Și aici mă refer în special la administrațiile locale, la primării, unde dumneavoastră aveți expertiză, că asta faceți de foarte, foarte mulți ani. Da? Ca să înțeleagă oamenii că poate pare o discuție de asta ternă. Discutăm noi că n-are țara buget. Ce ne interesează pe noi? Cum îi afectează pe români? Ne ascultă paranteză pe cuvântul telenovelă, că e interesant. Plena Camerei Deputaților, cum este fiecare miercuri. Și da, miercuri asta nu mai avem. Cine a decis? Birou permanent. Pentru că este o majoritate fragilă, probabil, pe legile care ar fi urmat să vină și atunci se raportează pentru săptămâna viitoare, când probabil că vor mai avea loc niște mici aranjamente. O să suspende Parlamentul, suspendă probabil și partea asta de buget. Să mai întâi bugetul național, ca să știi câți bani îți vor veni. După aceea ai un termen în care să-ți realizezi bugetul, să-l pui în dezbatere publică, să-l aprobi, da? Evident că mai întâi trebuie să știi câți bani îți vin ca să vezi la ce investiții poți să te angajezi. Abia după aceea trebuie să te pe investite, te cam ajunge octombrie. Dumnezeu! În momentul în care poți să începi să faci ceva din banii pe investiții. Fără contestații, în octombrie vine iarna peste noi și s-a terminat cu investiții, cu reparat de școli, cu o autostradă, cam asta ceva, e, cam asta un drum, e. Pardon, o șosea în oraș și așa mai departe. Răzvan Pișcă, povestea cu alocațiile pentru copii, cum a rămas? Pe cum se numește? Și toți votând împotrivă. Toți votând împotrivă, evident. După 10 minute, toți au venit să spună pe rând la Parlament cum au de fapt avut pe la plen. Cum a rămas? Cum că PSD-iștii au început să țipe. Iohannis e de vină, că nu mai cresc alocațiile pentru copii de la primarie. Au dat o ordonanță de urgență. Pentru că noi, practic, prin legea bugetului, am asta care să facem legea alocațiilor, da, ca să prevadă aceste sume. Au dat o ordonanță de urgență golănească în care au spus că alocațiile se măresc din luna următoare în care se va fi promovat bugetul României, va fi promulgat bugetul României. În condițiile în care suma este alocată în bugetul de stat, a venit domnul Dragnea cu șmecheria aia de a mări deficitul bugetar. Și, practic, a asigurat și este asigurat la ora asta și temeiul financiar. Deci nu aveau niciun motiv să nu respecte ceea ce au spus ei înșiși în Parlament și să dea acea ordonanță de urgență cuplată de la 1 martie. A fost o escrocherie în care ei au crezut că pentru publicul lor vor mai câștiga puncte electorale, dar vom vedea acum pe 26 mai cât de mult cei din care au votat în 2016 mai au încredere în ei. Pentru că ceea ce se întâmplă de două luni încoace în Parlament, o lună jumate, noi am discutat de nenumărate ori aici în platoul de la dosar de politician. A fost pentru că săptămâna trecută Curtea Constituțională i-a dat dreptate președintelui în ceea ce privește acea lege a plafoanelor. Puțină lume știe că legea plafoanelor a fost întârziată cu 7 luni.
Deci legea privind stabilitatea, privind stabilitatea fiscal-bugetară spune că acea lege a plafoanelor, care stabilește cadrul macroeconomic al bugetului țării, trebuie să vină în Parlament până pe 15 august. Așa spune legea din 2010. Până pe 15 august ei trebuia să vină cu legea în Parlament. Au trecut-o prin Parlament în începutul lunii februarie, după care pentru a modifica fundamentul pentru alocații, o lege care, nota bene, juridic era deja la președintele României, la promulgare. Fizic ea, probabil că era într-un sertar pe acolo. Au scos-o fizic din sertar și au modificat-o din pix. Și a spus și atunci, domnule, n-are rost să vă agitați. Că această procedură este clar neconstituțională. Legea justă, curtea de pe scaun, cum se spune, le-a dat-o neconstituțională. Și acum ei trebuie să dea ordonanță de urgență ca să stabilească acest cadru, fără de care bugetul statului nu poate fi promulgat. Ei astăzi aveau pregătit o ședință de guvern să dea un OUG. E clar că ai nevoie de ordonanță de urgență. Astăzi au amânat ședința de guvern. Unde acum 3-4 zile plângeau de mila copiilor. Păi astăzi ei trebuia să dea acea ordonanță de urgență. N-au dat-o. Au amânat-o. Să vedem un schimb de replici interesant. Dragnea a intrat în campanie electorală de vreo 2 săptămâni și acum atacă pe toată lumea. Președintele Iohannis este obligat să răspundă. Povestea cu bugetul, așa cum vă spuneam, îi cade de minune lui Dragnea. El nu are bani. Omul ăsta a făcut bugetul pe creștere economică de 5,5% anul ăsta, iar europenii ne-au spus că poate 2,8% creștere pentru România anul ăsta, să ne mulțumim cu ea. Evident că totul este o utopie. Dragnea știe lucrul ăsta, împinge cât mai mult povestea cu bugetul de pro-România, de Iohannis, de securiști, de neosecuriști și așa mai departe. Dușman peste tot, pentru că Dragnea știe că dacă nu mai poate să ducă economic, dacă este afundat în povestea cu justiția, de regulă atunci cel mai bine este să faci scandal și să găsești dușmani și vinovați pentru toate lucrurile, fie din ticăloșie. PSD-ul este unicul vinovat de situația în care ne găsim și de faptul că la jumătatea lunii martie nu avem buget. După ce a întârziat inadmisibil de mult, guvernul PSD-ist nu a fost capabil nici măcar să fie propus ceea ce am numit bugetul rușinii naționale. Să ne spuneți, vă rog, dacă bugetul va fi modificat în Parlament odată ce a ajuns acum retrimis de președintele Klaus Iohannis. Nu, el a fost elaborat foarte bine și nu putem să-l modificăm din cauza mofturilor unui om care întâmplător e președintele României. Și mai Robert e și Negoiță. A eșuat. Iar cei care vor plăti pentru a acoperi dezastrul produs sunt, din păcate, cetățenii. Tocmai categoriile sensibile, precum pensionarii, vor fi cele mai afectate de spirala creșterii prețurilor, de inflația galopantă, de lipsa investițiilor în sănătate. Capotat politic, pentru că nu mai are majoritate în Parlament, sunt fracțiuni și este un scandal foarte mare în PSD, ajutat și de cei de la Pro-România, domnul Tuțuianu aici de față, scandal cu cei de la ALDE pe chestiuni legate de ordonanța Lăcomiei, da? Un scandal public pe toate măsurile din ultimele 6 luni economice, taxa Lăcomiei, scandalul pe justiție care este deja etare, care a capotat, domnule Tuțuianu. Cam asta este senzația și întrebarea tuturor acum este ce se întâmplă în pasul 2. Pentru că disperarea lui Dragnea îl va face să se agațe în continuare de putere. Dragnea, îl cunoașteți, nu? A fost șeful dumneavoastră, nu? Da. Cunoașteți cum operează. Sigur că cunosc foarte bine. Aduc aminte că în scrisoarea publică din octombrie, noi am spus că de 2 ani de zi, pe lucrurile cu adevărat, nu că n-ar fi și justiția importantă, dar cu adevărat importante. Nu discutăm de economie, nu discutăm de investiții, nu discutăm de nimic din ceea ce înseamnă prioritățile majorității populației. Pe când erați în PSD, nu ați încercat să discutați în ședințe dumneavoastră aspectul ăsta? Da, nu l-ați întrebat pe Dragnea, domnul președinte, da, sau Liviu, cum îi spuneați, domnule, când încetăm povestea? În ședința de mai multe ori am discutat aceste chestiuni, ba la un moment dat, ca să vă spun și un lucru care poate nu e foarte bine cunoscut, înainte de Comitetul Executiv de la Neptun, am fost 6-7 persoane care i-am cerut să facă un pas în lateral, să ne lase să ducem mai departe această guvernare cu alte rezultate decât această dispută continuă pe justiție.
Domnul Dragnea va continua să împartă funcții. Astăzi i s-a părut dânsului că ar fi fie util, fie împiedicați în felul acesta să facă un pas, de exemplu, spre pro-România. A numit miniștri, domnul Cuc a fost numit ministru și reevaluat, ca să spun așa, pe celălalt de la Giurgiu, un domn Alexandru, care își declarase independența câteva zile mai înainte. Va continua. Asta e halucinant. Deci da? Pentru un vot în Parlament, pentru un deputat, pentru două voturi, a dat portofoliul de ministru al transporturilor. Va continua să-l țină prizonier pe domnul Tăriceanu. Vă spun asta în calitate de fost membru al Comisiei Juridice. Discuția pe dosarul domnului Tăriceanu a avut loc în octombrie. Iată că a trecut noiembrie, a trecut decembrie, a trecut ianuarie, a trecut februarie, suntem în martie, sunt aproape 4 luni și jumătate, deci a fost audiată toată lumea, raportul știu că este gata, el nu este prezentat în plen pentru un vot. Și este o modalitate prin care, indirect, domnul Tăriceanu este ținut aproape de guvernare și mai tot discută ordonanța 114. Comentariul ăsta, când va fi public, o să-l vedeți și dumneavoastră. Eu am plecat din Comisia Juridică în luna decembrie, m-a scos-o domnul Dragnea, i s-a părut că nu sunt foarte util acolo din perspectiva intereselor majorității guvernamentale. Deci, lucrurile vor continua să fie dificile și în acest an. Opinia mea este că Dragnea știe foarte bine care sunt evoluțiile economice, că nu e un om care să nu înțeleagă aceste chestiuni. Știe și foarte bine. Eu sunt convins că le știe. Și atunci de ce lasă pe Vâlcov să transforme România într-un loc de joacă? Pentru că dacă vă uitați, a spus ceva mai devreme, a început să inventeze tot felul de dușmani. Sunt de vină securiștii, care sunt prin nu știu ce partide, până mai ieri nu eram niciunul securist. Sunt de vină masonii, pentru nu știu ce decizii. Este de vină Uniunea Europeană, un discurs extrem de dur împotriva Uniunii Europene, nu? Multe din finanțările de care avem nevoie vin de acolo. Dacă facem un bilanț al integrării noastre europene, din 2007 până astăzi am luat vreo 50 de miliarde de euro și am plătit vreo 20. Suntem pe plus cu 30 de miliarde. Sigur că a trebuit să ne adaptăm și economia și anumite uniuni. Nu ne-am dus acolo să mutăm mobila prin casă. Dar inventează tot felul de dușmani, Iohannis, opoziția și așa mai departe. Discursul este unul naționalist tipic PRM-ului, cu care noi nu am fost de acord. Noi cei care am făcut altceva și suntem astăzi în pro-România. Nicușor Dan, Dragnea, personaj care se ține bine cu dinții de putere. Bun, acum, în calitate de președinte... Bine de putere. Da. Ce întâmplă cu guvernarea asta? Pentru că s-ar putea mai devreme sau mai târziu și USR-ul, dar și PNL-ul să vină, practic, și poate și pro-România să vină la putere și să moștenească o țară pârjolită în ideea că dacă nu se opresc ordonanța cu toate chestiunile economice, și, Doamne ferește, toate lucrurile astea să fie decontate de USR, partidul pe care l-ați înființat și ați fost fondator, să fie decontate de PNL, de pro-România sau de alte partide care își vor asuma guvernarea, pe principiu tragem cât putem, pârjolim țara, după care vă predăm și Dumnezeu cu mila. Descurcați-vă! Eu, la investirea guvernului Grindeanu, am avut un discurs în Parlament, cu 2 ani și jumătate de atunci. Am spus că o să avem două probleme. Una pe economie, pentru că previziunile din programul de guvernare sunt nerealiste, și una pe justiție, pentru că o să vedem un asalt asupra justiției pentru ca oamenii din PSD să fie scăpați de justiție. Și exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Mult mai mult anticipam noi atunci. Pe justiție am avut o cascadă de măsuri, inclusiv unele mai puțin mediatizate, legea executării pedepselor și așa mai departe. O slăbire a codului penal și a codului de procedură penală, care a dus, ați văzut azi protestul magistraților, ne-a dus în situația să nu vorbim de altceva în România decât de justiție, când sapla fundamentul ei. Dar mai important este să o lași să funcționeze în mod corect și tu să te ocupi de dezvoltare, de dezvoltările comunităților locale. Ei, aici școli, aș putea să vă fac și o conducere și acum că v-ați întors și în registrul partidelor încă sunteți președintele USR. USR-ul practic a temă importantă a USR-ului. Povestea cu doamna.
doamna Chioveși, povestea cu justiția, de bună seamă lucruri foarte importante. Discuția era despre intrarea la guvernare virtuală a USR și a PNL-ului, cu ce program economic. Dumneavoastră ați creonat cât ați fost președinte niște chestiuni economice. Există un răspuns pe treaba asta din partea USR? Am fost președinte după ce am intrat în Parlament, da. Am fost 4 luni președinte și am avut de plătit datoriile din camp. O să vedem imediat schimbul de replici între Dragnea și Cioloș. Era o doamnă, domnișoară, Oana Bogdan, care ne explica că mai ușor cu proprietatea. A venit cu niște declarații interesante și în zilele astea și ieri și alaltă, da? În ideea că, domnule, că a fost până la urmă. Acum haideți să privim planul de ansamblu. Este o greșeală a opoziției în ansamblu. Vorbesc în ansamblu, că nu-mi place să critic, să mă refer la USR. Că nu setează ea agenda. Opoziția ar putea să seteze agenda, de exemplu, cu realizările primarilor PNL din vestul țării, care sunt, în unele cazuri, sunt remarcabile. Ar putea să fie să dea o speranță pentru ce ar putea să fie. Din păcate, opoziția merge în jocul ăsta de uzură pe justiție cu PSD și nu vine ea cu temele pe care... Și bineînțeles, pe partea economică, dincolo de a critica, am spus-o, lipsa de fundament a bugetului, pentru că resursele sunt veniturile sunt supradimensionate, de a veni cu un proiect economic pe următorii 4 ani. Asta ar trebui să facă opoziția. Răzvan Pișcă. Economie just la PNL și pe intenție de vot și pe teme de interes pentru români. Bun. Ei ne oferă subiectul ăsta cu justiția, a fost savuros, a venit scandalul cu doamna Chioveși, care, apropo, între noi se va expanda, pentru că săptămâna asta și zilele următoare, poate, vom afla dacă merge procuror șef european, dacă nu, Laura Codusea Chioveși va intra în politică la București, asta se va întâmpla și nu cred că o să-i convină, în primul rând, președintelui Iohannis. Deci, ce a făcut noi, Partidul Național Liberal, dar sunt doar la procentele partidelor și atât. În sondajele noastre, prima temă este educația. A doua temă este sănătatea și a treia temă relevată este cea legată de nivelul de trai. Astea sunt principalele 3 teme ale românilor. Dar, repet, acestea apar invariabil. De exemplu, în sondajul nostru, justiția este considerată o temă și o problemă socială de în jur de 10% din populație. Și atât. Repet. Asta nu înseamnă că nu e nevoie de o discuție serioasă pe justiție. Ba, este nevoie. Păi eu vă întreb altceva atunci. De ce nu ies câteva mii de oameni și pentru sănătate, pentru educație în Piața Victoriei? Pentru că ies pe ordonanțele nebune ale tuturor toate. Pentru că, din păcate, este problema cu justiția nu este de a face o masă rotundă și a avea dezbateri și a discuta ca între oameni civilizați, unii profesioniști al dreptului, alții oameni din societatea civilă, dar de bun simț. Nu. Problema este că imprevizibilitatea și dinamica celor din PSD din ultimii 2 ani de zile a luat prin surprindere pe absolut toată lumea. Numai ordonanța asta 7 a venit atât de peste noapte, dacă îmi permiteți licența, de lideri din PSD care au ieșit să fie critici împotriva ordonanței 7, pentru că nici ei nu știau despre ea. Asta este problema de fapt, că toate aceste lucruri, cum spunea și Nicu Șordan, care sapă la temelie, produc niște efecte pe termen lung, pe care este greu să le explici oamenilor care nu sunt specialiști ai dreptului. E greu să le explici ce înseamnă o secție, cum am zis, o secție politică a parchetului general, o secție de investigare a magistraților populată într-un anumit fel, care face niște dosare în Adina Florea, este procuror. La fel ca orice alt procuror din România, iar orice document semnat de ea ca procuror produce efecte juridice în baza codului de procedură penală. Chiar dacă noi ne raportăm și noi, clasă politică, societatea are o secție politică ca la o butaforie. Și de fapt, și pe fond, asta este, din păcate. N-a reușit să-și construiască niciun. Sunt procurori, iar actele ferate de ei produc efecte. Și atunci, normal că n-am putut, ca o partid de opoziție, că a fost PNL-ul, că au fost colegii din USR, că au fost și cei din Pro-România, nu poți să stai impasiv când vezi niște lucruri care sunt deja tehnice, pentru că din toamna anului trecut, de la ordonanța 90, ordonanța 92, s-a trecut în faza, cum i-am spus eu, silențioasă a războiului pe justiție. Că în faza tehnică, care nu mai este atât nou, și revin la ce spuneam mai devreme, tema aceasta a justiției
o veți la maximum 10% din populație. Din acei 10% din cetățeni care văd în justiție o problemă, o mare parte, din păcate, sunt victima manipulărilor, care sunt transmise. Am văzut astăzi un articol în care am văzut toți banii care au mers de la PSD înspre anumite canale media, milioane de euro băgați în presa de partid ca să transmită mesajele de partid. Și atât. Problema din sănătate, ei există, dar vedeți, am avut tragedia de la Colectiv, în care părea că toți ne-am trezit la realitate și toți am realizat în ce țară trăim și pe lângă ce dezastre trecem în fiecare zi. Din păcate, au trecut 2-3 luni de zile, subiectul s-a stins. De educație, astăzi am văzut protestul Consiliului Național al Elevilor. Dacă elevii de clasa 7-a au ajuns să protesteze față de guvern, dacă nici ăsta nu este semnal de alarmă. Bun, acum să nu fie într-o chestie amuzantă. Bun. La modul în care se desfășoară aceste simulări de... vă spun sincer, nu sunt un specialist pe educație, nu am copii încă. Dar da. Mie nu mi-a venit să cred astăzi când am aflat că cei de clasa 7, copiii de clasa 7, au aflat acum 3 săptămâni că vor da evaluare, o simulare de evaluare. N-am vrut să cred așa ceva. Au spus profesorii, s-a luat decizia la Ministerul Educației. Deci, mănăstire, noaptea minte, și totuși sunt copii de clasa 7, nu sunt copii de liceu, nu sunt studenți care totuși au o altă maturitate. Deci se întâmplă niște lucruri în societate, dar e drept, multe dintre ele sunt difuze și nu generează o acutizare punctuală ca și în corpul magistraților sau ca și în corpul celor care ar scăpa de justiție într-un fel sau într-un altul, adică inculpații de rang înalt, cum spunea cineva, care ar putea să scape printr-o simplă ordonanță de urgență. Și e trist. E trist. Știți cum e? Când ars o fabrică pe la Albeulea, ca să curezi terenul și după aceea te gândești cum o reconstruiești. Răzvan Pișcă, să nu ajungeți în situația guvernării CDR cu greaua moștenire și să treacă nu știu câți ani și să nu stingeți incendiu, adică să iasă prost operațiunea asta, da? Adică în societate lucrurile sunt atât de împotriva politicienilor, împotriva ceea ce se întâmplă, da? Încât tensiunile acumulate, da, și rezultatele s-ar putea să nu mai fie controlate, Doamne ferește. Adică după această guvernare să vină o alianță PNL-USR sau Pro-România, alianța aia să nu poată face față și să repare lucrurile făcute prost de ăștia și în 2024, Doamne ferește, să ne trezim cu un partid de extremă stângă sau dreapta, un partid anarhist sau un partid ăsta. Dar cel puțin din punctul meu de vedere, învrăjbit, poate doar de PSD. De PSD-ul actual, al lui Dragnea. N-am văzut niciun partid în 30 de ani de zile care să promoveze, de la nivelul PSD-ului, că i-a fost PRM, să promoveze atâta ură și învrăjbire ca și PSD-ul. Din punctul meu de vedere, dacă în 26 mai PSD-ul va... N-a promovat niciodată ură și învrăjbire Băsescu. Hai să fim serioși. Nu știu, în PDL să-i fi inventat un Soros. Da. Să fie inventat securiștii, sau să fie inventat statul paralel. Inventat paralel altceva sau atunci, grașii, da? Slabii, s-au inventat alte categorii. Bun, dar nu era o ură politică, totuși. E altceva. Ceea ce au reușit să genereze echipa din jurul lui Dragnea în ultimii 2 ani de zile, eu n-am mai întâlnit nici măcar atunci când s-au tăiat pensii, când s-au făcut multe greșeli și multe prostii și pe guvernare, pe toate partele din opoziție, să convingem oamenii să ne voteze pe oricare dintre noi, dar să ducă PSD-ul sub 30%, cred că din momentul ăla legitimitatea lui Liviu Dragnea nu va mai exista. Și atunci, cred că va veni momentul în care vom putea să impunem cu adevărat agenda. Pentru că la sută va avea probleme foarte serioase să-și mai impună astfel de reforme abrupte. Reforme între ghilimele. Misiunea cu președintele PNL Ludovic Orban, genul de guvernare și senzația este genul de guvernare care nu dă socoteală nimănui. Oamenii ăștia nu vor să dea socoteală nimănui. Nici măcar, nu să spun, oamenilor de bună credință, pentru că în PSD, sau așa cum gândește PSD-ul campania electorală care să vină, toți sunt văzuți ca dușmani. Cine nu este cu noi, este împotriva noastră. Tema interesantă cu securitatea este pe buzele lui Dacian Cioloș și a dat o replică interesantă lui Liviu Dragnea. Dacă se amenință Cioloș și cu Dragnea cu niște dezvăluiri, așa lasă de înțeles Dragnea, ar ști ceva despre Cioloș, Cioloș lasă de înțeles că știe și el ceva despre Liviu Dragnea, iar Colac peste Pute s-a întâlnit cu Florian Coldea la evenimentul prezenței lui Franz Timmermans, da? Venit la vorbit despre Liviu Dragnea și despre relațiile lui cu oamenii din serviciile de informații. Scurtă parte. Rapid și nu duse în campanie electorală, doar ca mijloc de a mai spune câte ceva unul despre... Da. Părerea e o temă a PSD-ului destul de veche. Părerea mea este că e o temă reziduală. Sigur că sunt, după părerea mea, foarte mulți s-au plictisit de
securitate, s-au plictisit și de justiție, dacă vreți o opinie, și a confirmat-o. 10% mai sunt atenți la aceste discuții. S-au plictisit și de alte lucruri și cred că sunt foarte interesați de autostrăzi, de drumuri expres, de evoluția situației economice, de bugetul de stat, de sănătate, de creșterea pensiilor, despre locul și rolul nostru în rolul României în Uniunea Europeană, de beneficiile, avantajele și dezavantajele apartenenței la această Uniune economică și politică, probabil că am avea și o prezență mai mare la vot. Așa oamenii nu înțeleg nimic legat de Uniunea Europeană, vorbesc de alegători. Agendele politice și asta ați văzut, PSD-ul a început, noi suntem patrioți, ceilalți sunt securiști. Viziunile, da? Știți că merg totdeauna și pe lucrurile... Bun, vreți să fiu sincer până la capăt? Au spus-o și alți colegi de presă și alți moderatori. Mergeți pe ce aduce educația, public. Educația, din păcate, poate că subiectele de sănătate, după colectiv, au mai multă aderență după investigația lui Cătălin Tolontan. Dar educația, întotdeauna când am făcut subiecte pe educație, din păcate, audiențele n-au fost pe măsura subiectului. Da? Asta este viața, este o realitate, nu este întotdeauna o dreptate. Suntem pe finalul emisiunii, vreau să vedeți o fotografie extrem de drăguță, interesantă. În evenimentul unde a fost prezent și Fram, fotografie nu s-au văzut din anul 2014, din momentul în care Victor Ponta a făcut greșeala să spună că îl va schimba pe Florian Col de atunci când va ajunge președintele României. Florian Coldea a decis că ar fi mai bine să nu fie schimbat și l-a ajutat puțin pe Victor Ponta, cu ghilimele de rigoare, să nu, cum să spun eu, pe sub mustață și din partea lui Coldea și din partea lui Ponta. Ponta a declarat pentru TVR că a avut un scurt dialog cu Florian Coldea și a spus că l-a rugat să-i dea pozele când Dragnea tăia porcul. Bă, îmi dai pozele cu Dragnea, susține Ponta, de la tăiatul porcului. Și a zis Coldea da. Acum aștept, foarte sincer. Coldea a zis că da, apoi a râs. I-am zis dacă mai ține minte când i-a dat Dragnea parte. Un schimb de replici interesant, Prișcă, a revenit Florian Coldea, unii îl dădeau consultant pe la PSD. Și din informațiile mele este în onoare aproape de Liviu Dragnea și îl sprijină pentru că este singura lui șansă de a se proteja. Pentru că la ce tăvălug au pornit PSD-iștii Boteau, citate între ghilimele, că au pornit o vânătoare de vrăjitoare. Multă vreme Florian Coldea era o țintă pusă pe același nivel cu Laura Codița Chioveși. Și atunci, pentru propria protecție, Coldea, care orice ar fi, băiat prost nu e, s-a pus pe tavă, din punct de vedere și din informațiile pe care le-am, s-a pus pe tavă lui Liviu Dragnea. În rest, mă tot uit, asta mă gândeam, zici că suntem într-un serial de la... Nimeni, că nici unul dintre ei, nici Dragnea, nici lor nu știu nimic unul despre celălalt. Sunt absolut convins. În primul rând, la Dragnea, dacă ar fi fost să fie securist, eu cred că era ceva șofer sau ceva paznic pe acolo. Ce poate să fie Dragnea, care are totuși la 40 de ani? Ce putea să fie la... poate cânta la petreceri? Mai pe românești. Racolau, cum l-au racolat pe Victor Ponta, presupus ofițer SIE. Da? Bun, adică îl luau la 20 de ani, nu la 48 dacă era de ani. Bun profesionist, avea alt intelect. Da. Era altfel de om. Da, da, apropo, ai văzut că Dragnea, ca să încheie emisiunea, amuzant, Dragnea nu a spus niciodată, dar în toată campania lui împotriva securiștilor, nu a rostit niciodată un cuvânt despre Florian Coldea. Securiștii au fost Maior, Ponta, unii care au plecat la Pro-România. Clar că poate, bă, nu sunt naș sau fin sau ceva de genul ăsta. Da, evident. Da, poarta de intrare a lui Dragnea în curtea de la T14 a fost zona lui Florian Coldea. Mulțumesc, domnilor, urmează lumea lui Banciu, rămâneți pe securiștii din politică. Ne vedem mâine ora 21, numai bine, o seară bună! Testează noul Rexton. Pentru pasionații de lemn, la Lidl, rindeaua electrică costă doar 159 lei. Extrem de versatilă, șurubelnița cu acumulator și capete interschimbabile costă numai 119 lei. Iar polizorul unghiular cu viteză de rotație Prinz. De câte ori medicul îmi re-specializa? Noi de peste 25 de ani facem doar analize medicale. În orice rol te situa, Clinica Santé oferă servicii de calitate. Recomand cu căldură.
Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Noul fortificat face în mod natural membrana celulei ficatului tău. Ficat fortificat cu fortificat forte. Scapă de vechi și bucură-te de nou! La EMAG primești 100 lei voucher să îți înlocuiești electrocasnicele vechi cu unele noi. Cumpără combina frigorifică Arctic 291 litri clasă A+, cu 5 ani garanție la 979 lei. EMAG. Găsești mai mult decât crezi. Prostata joacă un rol cheie pentru